Salutare tuturora! A trecut ceva vreme de când ne-am văzut ultima oară aici la Betania Kids. Sper însă că și vouă a fost la fel de dor ca mie de întâlnirile noastre. Am tot gândit cu ce să începem acest nou sezon din Betania Kids și răspunsul a venit oarecum de la sine. Ce ar fi mai potrivit în această perioadă a anului decât să stai confortabil într-un fotoliu, o ceașcă de ciocolată caldă în mână și să asculți o povestire. O povestire pe care cei mai mulți dintre voi o cunoașteți atât de bine din Biblie. O găsiți în Matei și în Luca, cei doi evangheliști care ne oferă o grămadă de detalii interesante. Cu siguranță că ați mai auzit de multe ori această poveste în fiecare an, de la bunii, de la bunicu, de la mami, de la tati, de la vițel și de la purcel, așa că aproape că o știți pe de rost. Ba, poate chiar o știți mai bine ca mine. Pentru a afla însă dacă am eu ceva detalii în plus față de ceea ce știți voi, trebuie să vă pregătiți confortabil în fotoliu și să ascultați cu atenție povestea nașterii Domnului Isus din perspectiva mea de data aceasta. În urmă cu aproximativ 2000 de ani, în Israel locuia o fată pe nume Maria. Aceasta era logodită cu bărbatul pe care îl iubea, cu Iosif. Într-una din zile, a primit o vizită neașteptată de la un înger care i-a dat o veste și mai neobișnuită. I-a spus: plecăciune ție, Maria! Ți s-a făcut mult har, așa că vei rămâne însărcinată și vei avea un copilaș pe nume Isus, care va salva poporul Israel din păcatele lui. Maria a rămas șocată și tot ce a putut să zică a fost: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale! După ce îngerul a plecat de la ea, Maria a căzut pe gânduri și se frământa cum să-i spună logodnicului ei, Iosif, că va rămâne însărcinată și va avea un copilaș care nu-i a lui, ci va fi fiul lui Dumnezeu. Cam greu de crezut, nu-i așa? Cred că astea erau gândurile Mariei. Ei bine, după ce a plecat de la Maria, îngerul a știut că Iosif, la aflarea acestei vești, nu va fi tare fericit și că s-ar putea să nu se mai căsătorească cu Maria. Așa că, în una din următoarele nopți, îngerul l-a vizitat pe Iosif în somn și a spus: Iosife, nu te teme să te căsătorești cu Maria, pentru că Dumnezeu îi va dărui acest copilaș și va fi salvatorul poporului tău. Așa că după ce s-a trezit, Iosif s-a pregătit de nuntă. Cred că s-a căsătorit cu Maria mult mai repede decât avea în plan. La câteva luni după ce s-au căsătorit și bebe creștea tot mai mult în burta Mariei, împăratul din acea vreme a dat o poruncă. Toată lumea trebuie să părăsească locul în care locuiește și să meargă în orașul sau în satul în care s-a născut ca să se facă numărătoarea poporului, adică recensământul, cum se numește astăzi. Maria și Iosif au trebuit să plece așadar din orașul Nazaret în satul Betleem. Călătoria a durat câteva zile, doar că Maria era deja aproape de termenul nașterii. Așa că pe când a ajuns în Betleem, ghiciți ce s-a întâmplat? Bebe se hotărâse să vină pe lume. Iosif și Maria căutau acum în disperare un loc în care să poposească, un loc în care să stea peste noapte. Dar toate casele erau pline, toate hanurile sau hotelurile din acea vreme erau pline ochi la refuz. Nu mai era niciun loc. Proprietarul unui hotel însă s-a uitat la cei doi și i s-a făcut milă de ei și a zis: uite, n-am loc în casă pentru voi, dar am un grajd în care cred că ați putea rămâne peste noapte, dacă vreți. Evident că cei doi au zis: da, vrem să rămânem acolo. Și Iosif a pregătit repede un loc pentru Maria ca aceasta să poată să nască. A trecut puțină vreme și s-a născut copilașul, căruia i-au pus numele Isus, așa cum le-a poruncit îngerul. În timp ce Maria și Iosif se uitau bucuroși la copilașul lor în ieslea în care l-au pus, s-a întâmplat ceva neobișnuit în afara cetății Betleem. Acolo erau niște păstori care aveau grijă de oi și dintr-o dată, în timp ce stăteau acolo, cerul s-a luminat,
un cor întreg de îngeri a apărut în fața lor și le-au spus că în cetatea lor s-a născut Mântuitorul sau Mesia. Le-a spus și faptul că se va găsi în troiesle dacă îl vor căuta. Așa că după ce i-au ascultat pe îngeri cântând și după ce aceștia au plecat înapoi în cer, păstorii au zis unii către alții: haideți să vedem dacă e adevărat ce ne-au spus acești îngeri. Poate ni s-a părut nouă. Hai să verificăm. Așa că păstorii și-au lăsat oile în câmp să le păzească doar câinii, probabil, și-au plecat în cetate să caute unde-i grajdul în care s-a născut un bebelaș. Nu cred că le-a fost greu să-l găsească, întrucât doar Iosif și Maria stăteau în grajd în acea noapte. Au găsit copilașul exact așa cum li s-a spus. I s-au închinat și s-au bucurat împreună cu Iosif și Maria că s-a născut un Mântuitor. Apoi, păstorii s-au dus și au spus tuturora din satul Betlehem ce s-a întâmplat și faptul că s-a născut Iisus Hristos. În timp ce păstorii, Iosif și Maria se bucurau de nașterea Domnului Iisus, pe cer a apărut o stea. Nimeni din Israel nu i-a dat importanță. Însă niște oameni înțelepți dintr-o țară tare îndepărtată, nu știm exact cum se numea, Biblia nu ne spune, niște magi și-au dat seama că acea stea anunță nașterea unei persoane importante, a unui împărat. Pentru că acei savanți erau curioși cine o fi acea persoană pentru care a apărut pe cer o stea, s-au pus să cerceteze și-au dat seama că steaua călătorește și-au făcut bagajele și-au plecat în urmărirea stelei să vadă unde îi conduce. După aproape 2 ani, înțelepții care au pornit pe urma stelei au ajuns unde credeau ei că s-a născut regele, și anume în Israel, acolo unde se și născuse Domnul Iisus. Dar ei au mers la Ierusalim, în cetatea capitală, unde era împăratul Irod. Normal, te aștepți ca un rege să se nască într-un palat, nu-i așa? Acolo s-au dus și ei. Însă, spre marea lor mirare, nu au găsit acolo niciun bebeluș născut de curând, niciun nou împărat. Le-a fost mare nedumerirea și Irod s-a și speriat de această veste că s-ar naște un nou împărat. Așa că Irod a pus pe preoții care cunoșteau foarte bine istoria poporului Israel să citească, să vadă dacă e adevărat că trebuie să se nască un împărat special, un salvator al poporului. Preoții au găsit în cărțile lor, în cartea Isaia, faptul că, într-adevăr, un salvator trebuie să se nască. Irod, când a auzit vestea, s-a mâniat, dar nu a arătat magilor faptul că s-a supărat și că este îngrijorat, ci le-a spus: duceți-vă, căutați-l pe acest împărat în continuare și când îl găsiți, haideți pe la mine că vreau să mă închin și eu. Magii nu și-au dat seama care este intenția lui Irod și au plecat mai departe să-l caute pe pruncul Iisus. După ce au plecat din Ierusalim și au ajuns în Betlehem, au găsit copilașul într-o casă împreună cu mama și tatăl. Înțelepții care au venit să-l vadă pe Domnul Iisus i-au adus acestuia cadouri bogate și scumpe, demne de un adevărat rege, aur, smirnă și tămâie, cadouri care sugerau faptul că ei îl apreciază, îl onorează și pun mare preț pe nașterea lui. Maria și Iosif s-au bucurat de aceste daruri, dar mai ales s-au bucurat de faptul că niște oameni atât de importanți au venit de departe să-l vadă pe copilașul lor. Și Maria și Iosif știau că al lor copilaș este deosebit, că este Fiul lui Dumnezeu. Au venit să-l viziteze oamenii cei mai săraci, păstorii, au venit să-i viziteze oamenii cei mai bogați și mai înțelepți, magii, așa că sigur acest copil avea ceva special, pentru că punea împreună pe cei săraci și pe cei bogați, pe cei mai puțin școliți, împreună cu cei mai înțelepți din lume. Povestea nașterii Domnului Iisus mai are câteva detalii pe care eu nu le-am menționat de data aceasta, dar pe care le puteți citi și în Matei și în Luca, sau pe care poate le știți deja voi.
ce v-am spus eu a fost un mic rezumat al povestirii nașterii Domnului prin imaginația mea din datele pe care le avem în Biblie sau în alte surse istorice. Aștept până miercurea viitoare povestea nașterii Domnului Iisus prin ochii voștri sau prin ai îngerului. Poate vreți să o spuneți din perspectiva Mariei sau a lui Iosif sau a magilor sau a unuia dintre păstorași sau, de ce nu, din perspectiva lui Rod ori a unui preot. Citiți textele din Matei și din Luca și încercați să vă imaginați altfel decât e scris acolo. Poate vă ajută un pic mama, tata sau cineva din familie și împreună construiți această poveste. Pe cele mai frumoase dintre ele am hotărât că le vom publica într-o cărticică. Aștept cu nerăbdare să vă revăd în luna ianuarie. Până atunci însă, nu uitați să împărtășiți cu cât mai multe lume povestea nașterii Domnului Iisus, dar nu din perspectiva obișnuită, ci dintr-una nouă. Provocați-vă unii pe alții, seara când stați la povești sau la o ciocolată caldă, să aflați cât mai multe perspective ale nașterii Domnului Iisus, să vă puneți în pielea personajelor, să vedeți ce mare bucurie, ce eveniment deosebit a fost nașterea aceasta. Pe curând, Betania Kids!